Salutare, prieteni, și bine v-am găsit aici la un nou videoclip. Ne aflăm tot aici în Solarel, aici printre răsadurile noastre. Bine că n-au ieșit, dar va urma să iasă nebunia de răsaduri. În acest episod o să semănăm roșii, mai multe soiuri, mai mulți hibrizi, pentru că am luat aici, ia uitați-vă și voi ce am aici. Și o să am nevoie undeva în jur de 800 de răsaduri, pentru că mi-ar intra în sola vreo 700, dar o să mai fie pierderi și o să pun pe afară. Deci hai să vedem cu ce o să începem, tati. Asta e varză, nu ne interesează. Am luat toate pentru că aici ai nebunie, am plicuri aici la greu, cum s-ar zice. M-aș duce cu rugantino prima dată și soiurile să le pun în altă parte. Hibrizi într-o alveolă. Asta nu. Unde sunt hibrizii, bă? Mamă, n-a câte soiuri de roșii, oricum e nebunie aici. Prea multe am luat, sincer, și n-am unde să le pun. O să pun câte... O să am și la anul. Testez mai multe anul ăsta să vedem care sunt bune și care nu. Bine, toate sunt bune când le ai. Când nu le ai mai. Hai să vedem. Unde sunt hibrizii, bă? Lacrimele fecioare. Stați-vă și voi cât am ormanul de semințe am luat. Dacă vă zic cât am dat pe tete, faceți cruci, un salariu am dat aici. Un salariu de Romania. Hai le. Aici, așa. Și avem așa, iată, chiveli odată. De la Becker Brothers. Avem... Ce sunt astea? Havana, așa. Havana. Prima Dona. Pomodora. Asta nu e hibrid, cred că e soi ăsta. Să punem deoparte, că nu știu care e manevra. Rugantino, așa. Și avem aici Mirabel Castraveții și cam atât. Bun, deci o să punem Rugantino cu Prima Dona. Că sunt amândouă de la aceeași. Și o să pun Rugantino... O să pun un rând, deci o să trebuiască să pun 80, o să mai rămână 20 de semințe, deci o să pun 80. Când ai pierdere, să-mi rămână undeva la 70, sper. Deci începem cu Rugantino, dragi prietenași. Hai să vedem. Cam așa arată plicul, foarte, foarte profesional. Deci arată bine. Rugantino, 100 de semințe avem aici. Atât am luat, poate sunt mai multe, poate sunt mai puține. Nu știu dacă e exact sau nu. Da, na, normal și normal trebuie să fie cam exact. Și sunt tot verzi. Și sunt foarte mici. În comparație cu cele de ardei. Hă? Sau cam tot așa. Da, sunt mai mici. Cam atât. Bun, prietenoși, ne dăm la treabă. Luăm un creon nou. Sau luăm tot pe acesta, de fapt. Îl mai clătim aici un pic, așa. Frumușanos. Și ne dăm la treabă. Alveole de 200, deci ar trebui să pun 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Până aici. Hai, ce e aici? Nebunie. Ce? Fix acum trebuia. Fix acum trebuia să vină. N-am cum acum. Bun, prieteni, am pus aici semințele de Rugantino. 80 am pus. Și acum vom pune... De la Becker Brothers, Havana F1.
un alt hibrid foarte, foarte productiv, din ce am înțeles. Acum să vedem că mult zic e productiv, dar depinde de pământ pe care îl ai. De asta am luat și mai multe sori, mai mulți hibrizi, să vedem ce li merge bine aici, la munte. Pentru că asta e o zonă de munte. Și mai reci, mai altfel, mai e așa. Nu e așa ca la câmpii, ca în sud-vest. Bun. Pac. Becker Brothers. Deci 80, ar veni un rând de Rugantino. Vreau să pun și un rând de Havana. Deci al doilea ar trebui să pun 80. 80. Și mai rămâne 40. Mhm. Din ce mai punem 40, o să pun de altceva. Și astea sunt albastre de la Becker Brothers. Vedeți? E ca la Kena, ca la Cana F1. Așa. E bine că sunt albastre și alea verzi și pot să-mi dau seama până unde am pus. Ceea ce bine. Deci hai să începem cu cele. Să începem cu Havana F1, cam așa arată. Semințele sunt albastre date cu un insecticid sau fungicid, nu știu exact ce e. N-am citit exact pe plic. O să citim imediat și vă spun. Dar cred că sunt ambele, cred că e combinație. Bun, prieten, cred că o să pun asta, pentru că sunt hibrid și n-aș vrea să pun aici un al treilea hibrid, numai 40. Nu știu ce hibrid mai am, Havana. Nu, Kiveli mai am, Havana, tocmai ce am pus. Da. Și mai am decât Kiveli. Și mai am de alea de Sherry. Deci o să punem asta, Rugantino și astea la maxim, numai că am treia să le pun eu așa. Bun așa, bun așa. Ce mai ușoară muncă, bă, posibilă grădinărită. Mai ușoară muncă posibilă. Stai pe scaun, te freacă nimeni la cap. Dar și când începe recolta. Puternică. Bun, prieteni, am pus aici Rugantino, Havana și din nou Rugantino. Vreau să vă spun că au fost semințe în plus și la Havana și la Rugantino, vreo 3-4 semințe în plus, ceea ce bine, se rău, adică 3-4 semințe, forța. Astupăm și cam aia. Bun, prieteni, am pus și etichetele și avem așa Rugantino 100 de semințe și Havana 100 de semințe. Am pus tete că rămâneau 20, dar n-aveam ce să pun aici. Am zis să nu pun soi cu hibrid la un loc. Să pun hibrize și soile de separat. Încă puteam să pun din alea 40 și mai rămâneau 60. Dar tot, las că e bun așa. Bun așa, tătuț. Bun, prietenaș, acum... Prieteni, am terminat cu alveola de Rugantino și Havana. Acum trecem la următoarele. Nu știu, am socotit acum, sunt prea multe. Am luat prea multe, n-am unde să le bag. N-am unde să le bag. Am pus prea multe, trebuia să pun în 3 alea. Cumva și cu ăsta. Pus prea multe, dar facem așa acum. O să pun 60 de prima dona, 60 de chivele, 120 ar veni. Și pun un hibrid de Sherry, Sun Gold. Cred că așa o să facem, pentru că nu mi-ncape. Și
ar veni 120, 340. Mai am un singur hibrid. 70, ne-a cam 140. Da, o să pun 80. Spun 80. 80, 80. Și păstrăm, trebuie să păstrăm și nu are la lase. Vedem noi ce facem. N-aș vrea nici să îngrămădesc prin solar, că altfel trebuie aerisire puternică. Hai să vedem. Chiveli. Ce culoare, ce culoare. Și mă, astea nu-s tratate? Tot hibrid. Astea nu cred că-s tratate, bă. No. Sau în spate o culoare, așa, nu. Nu sunt, că trebuie să scrie pe spate, astea nu sunt tratate. Deci 80 punem. Bun, prieteni, am terminat cu chiveli, nu era prima dona, acum punem prima dona. Să vedem, cred că nu sunt nici astea tratate, că văd că e același plic. Da, nu sunt nici astea tratate, trebuie să fac etichete aici ca să nu le încurc după aia și revenim după aia. Da, prieteni, foarte, foarte multe semințe, punem 80 și de astea și ar veni 160. Și acolo am numai 30, tot în nașpa. Trebuie să pun 90 de astea de prima donă, ca să socotesc cu alea, cu șierile alea. Sper să nu iasă mai repede acum, alea o să fie teroare. Mamă, unii sunt. Uitați-vă și voi cât sunt de mici astea, foarte, foarte mititele. Să facă roșu, dacă nu mă aduc și le trânzi pe cine niște roșu în cala, nu se fac. Bun, prieteni, semănăm acum Sun Gold Tomatoes, un hibrid de sherry și l-am ales pentru că ce ar fi cel mai bun la gust hibrid de roșii sherry și bineînțeles că trebuie să le încerc. Destul de scumpe semințe, am luat 30 semințe și am dat o grămadă de bani, un leu și ceva sămânța, deci foarte, foarte scumpe. Ia uitați-le. Le pus așa într-o de asta, e nebunii tătuțul. Ce avem aici? Sun Gold. Sun Gold Tomatoes. Hai să vedem cum desfacem noi asta, mamă, cum le-au pus aici, mâncați așa.
zgâriale astea? Nu o să șerim. Nu. Trebuie cu două scânduriale. Da. Am și măsură, am două scânduriale și le-ai pus. Au pus semințele astea. Bun, prieteni, au mai rămas încă 5 semințe, deci 3, 4, 5, 6 chiar. Deci n-am socotit bine, cred că au fost 20 într-un plic. În fine, o să le pun cu celelalte șerii, pentru că mai am, mai avem. Hai să punem etichetă și la astea. Bun, prieteni, am dus toate alveolele în casă, mi-am făcut acolo un setup de scânduri, am dus. E nebunie, o să vă arăt la final de clip dacă e, sau în celălalt clip. O să vă arăt cum am făcut acolo și am pus alveolele fix lângă sobă. Am sobă puternică acolo când îmi pai niște papalaie îndată. 50 de grade fac, glumesc. Bun, prieteni, trecem mai departe. Au mai rămas aici câteva semințe de sangol și trebuie să le punem, bineînțeles, că sunt foarte scumpe. Am dat o grămadă de bani pe 30 de semințe, 30 de semințe numai. Și o să le punem și pe astea aici. Trebuie să-mi dau seama că nu mai pun etichetă, cred că. 2, 3, pus două aici, ai, pac, gata și cu Sun Gold Tomatoes, abia aștept să vedem cum va fi, deci Sun Gold-ul ăsta, am așa, știți cum stau, ca pe ace, sper să iasă, să germineze toate, pentru că mi-mi plac foarte mult pe roșii șerii, nu sunt nebunit după ele. Bun. Cum să fac eu aici? Poate pot să fac cu din asta, bă, stați așa un pic, e nebunii. Facem un coif din Sun Gold, pe tot o să știm. Nu prea merge. Așa. A, e bun. Aici, ca să știu, până aici e Sun Gold. Și mergem mai departe, aici nu o să pun nimic în alveola aia, mergem mai departe. Cu șerii, cred, de fapt nu, o să punem așa, o să punem, bun prieteni, avem aici un soi bulgăresc, lacrimile fecioarei, un soi de roșii gigantic și foarte, foarte gustoase, am auzit la mulți și am zis, bă, trebuie să testăm și noi lacrimile fecioare pentru că e un soi foarte, foarte căutat, așa că, hai să le punem. Avem 250 de semințe. Știu eu că am luat 250 de semințe și o să pun 50 cu 50. Nu, o să pun 50 cu 50. 50 cu 50 ca să fie treaba. Astea nu sunt tratate, că e soi, nu e hibrid. De obicei soile nu sunt, nu văd semințele. Aici le-au pus, state. Ia uitați-le. Cu grijă, miticuță, că e nebunie. Nu știu cum e nenorocit asta. Aha. Bă, ești nebun, asta e sigelat aici. Aha, iată. O să o rup bine deloc. Fac o altă șmecherie.
Cred că am pus mai multe acolo, dar e. Punem deoparte și mergem cu lacrimile fecioare, tate. Deci o să pun, cum am zis, 50. 1, 2, 3, 4, 5. Până aici pun. Bun, prieteni, am semănat și lacrimile fecioarei, 50 de semințe. Acum vom trece la un alt soi bulgăresc gigantic. Da, da. Avem aici minunea bunicii. Un soi gigantic de roșii și foarte gustoase, din ce am înțeles. Acum să vedem. Punem 50 de semințe și de astea ca să iasă un rând de gigantic. Deci vreau un rând de roșii gigantice. De roșii gigantice și gustoase. Așa că hai să trecem la treabă. Am pus semințele alea înapoi bine. Deci avem aici, le pun așa, care au rămas semințe, ca să am și la anul, că anul nu mai dăm bani așa de-a moaca. Anul ăsta a fost investiție prea mare. Așa. Bam. Bineînțeles că avem și aici un plic. Unul în altul. Asta e altfel. Se putea. Se putea, tăpuțul. Nu știu câte semințe sunt aici, dar eu pun tot 50. Vezi și aici o grămadă. O grămadă de roșii. Ia uite asta. Nu, aici sunt mai puțini. Nu, au sunt 50. Sunt 50, vreo 100, cred. Hai să le punem și pe astea rapid și vedem ce mai punem, că mai avem. Încă 100 mai trebuie să punem aici. Bun, prieteni, am terminat și cu minunea bunicii. Hai să punem înapoi semințele ce au rămas. Au rămas destul de multe și încă sunt aici. Așa. Bine, stătuțu! Mai bem o gură de Monster, nu? Puterea de urs. Au. Bun, prieteni, mă o să bag un foc și revenim cu un alt soi de roșie, să vedem ce mai punem. Bun, prieteni, avem aici un alt soi. Mamă, și-am început să latre câine, e nebunie aici, nu se mai aude. Mai bem o gură de Monster. Avem aici un soi care se cheamă ananas, ce care avea gustul ananasului. Și bineînțeles că cum îmi place mie ananasul, trebuie să iau acest soi, să vedem dacă chiar are gust sau e seacă. Bun, am revenit, am mers, că boba mea a ieșit pe uliță și e cam rău, așa, mănâncă oamenii. Bun, avem aici ananasul, nu mai știu câte semințe sunt în plic, nu știu dacă scrie undeva, trebuie să scrie, nu, are un gram, nu se știe câte, să vedem acum cât înseamnă un gram. 0,1 gram, de fapt nici nu cred că e un gram, că e 0,1, cred că e cam puțin el. Ce înseamnă? Semințe mai profesionale, vedeți că e un plic băgat în altul și cred că și ăsta la fel, uite cum am tăiat ca naiba. Da, mamă, ăsta chiar că e profi. Ăsta chiar că e profi. Am aici semințele și bineînțeles că avem așa date toți. Avem și eticheta. Frumos, 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 frumos. Domnul ananas a venit pregătit, dar nu sunt foarte multe semințe, sunt foarte puține, uitați-vă și voi câte sunt. Și sunt foarte roșii. Deci aici am pus lacrimile fecioare, trebuie să pun eticheta de la minunea bunicii acum. Minunea bunicii odată. Pac. Și să mai fac o etichetă. Mamă, sper să se facă toate, să facem aici atâtea culorile posibile de roșii. Eu v-am zis prima dată,
Nu neapărat să-mi scot. Să-mi scot investiția asta așa, aia, pe, de pe roșie, de pe semințe, de pe asta, nu de pe solar. Dar eu cel mai tare vreau să-mi fac eu mie plăcere așa, să cultiv roșii. De toate națele posibile. Am așa o boală de a cultiva cât mai multe. Ei, te să-mi pun acolo o perdea să nu mă vadă nimeni. Mă văd aici din drum. Uite, om vorbește singur. Baietul vorbește singur. Minunea bunicii. Așa, și mergem mai departe cu ananasul. Roșile ananas. Da, uite, asta e bun, că e de la ce se desface, asta da, îmi place. Ananasul a venit chiar profi. Profesionalos, cum s-ar zice. Și le punem, cred că, pe tete. Că nu sunt așa multe. Uite cum a rămas. Da, au venit. Hai să vedem ananasul. O, aici cu camera. Mai explic. Mi explic la oameni aici ce roșii pun. Foarte bine, domnule. Punem ananas acum. Roșiile ananas cu gust de ananas. Uite, asta a venit fain iară, cu etichetă, nici fain. Da, uite așa dacă aveai de aceea. Dacă aveam de toate. Ia exact. Da, ok. Aici. Mă duc să-mi gata. Câte mai am de roșie. Mai trebuie de post să-i dau încă foc? Mai băgat-o un foc, mai mie mi-ai dat. Pe mă auză carapă atunci. Carapă măcar câteva, 3-4 bucăți de astea să tai. Mm-hmm. Să ai pe mâini. Ce măsoarea colorată, asta e cum se hibrizi, din asta nu poți să-i sămânța, că nu se mai face, că e la hibrid. Da. Nu măsori, că din astea, iată, poți să iau astea tete, poți să iau sămânțurile. Vine la ele, dacă stau una lângă alta, se corcesc, poate trebuie să pui numai un singur soi ca să poți să iei sămânța, să iasă același. Da, ele se corcesc între ele. Se polonizează între ele. Uh-huh. Soiurile sunt ieftine, că e 7-8 lei un plic, hibrizi scump, 5-10-100 de lei un plic. Ei se scump. Dar au o rezistență mai mare și productivitate mai mare. Cum au și rezistență, cred că și la bol, la da, multe. Da, o rezistență mai mare. Uh-huh. Da, domnule, are și carapă și să stai 5-6 bucăți de cea de tăiem. Mm-hmm. Să ai pe mâini. Mai pui în snoapi, ține foc. Să pun, mai să stau pe dimineață, să pun ceau să sune mai bine. Pun foc. Să mai scot afară când soare. Până germinează asta-i. 5 zile la roșie. Adică până iasă o țără plantuța. Cum a ieșit un picuț, cum de să iasă, gata, trebuie să-i duc la lumină. Și după aceea trebuie să scadă temperatura, trebuie să scadă 16-18 grade ziua, așa să le țin. Mi-ar ieși mai mult și 25, cam așa, și noaptea poate să fie la 10 grade, 12 grade. Dacă le puneam într-o de aceea, cred că țâie. În ce? Într-o rasare. Păi da, ține, dacă punem cu gunoi, poți să dei... Acum ține și cu una de asta, normală, că nu e cu minus 5, când e minus 5, e jos, atunci trebuie. Da, dar tot dacă e minus 5 și pui în aceeași acoperi cu două nailoane dubli, și aici... Și am și de ceala... Anumit. Pat de ceala, așa moale, și ai un... Mm-hmm, da, un buriate de ceala. Da, trebuie să le protejezi, să vii, să te uiți la termometri. Până ți iasă ea din mai mare, așa, după aceea, după ce na. Fac primele frunze adevărate, nu știu, nu. Trebuie să ai grijă. Dăunători. Uite deja niște căcastori, nu știu ce s-au prins aici. Mă, să nu fii, de ce? Tripli, de ce? Să ții aminte, așa, ca niște purici albi. Da, dar nu, că astea sunt niște găzuliți de cele de la gunoi, vezi? Sunt moli, da, alea, ți-am zis, îți arăt. Și ții, ca să năcălivezi, sunt zeci. Uh-huh. Să ții, care-s periculos. Da, când ai... Când se leva de oliviale, îi bat. Îi bat leva tăti. Da, dar trebuie să-mi arez cum, că dacă văd eu, nu vezi tu, te văd eu, vin odată. Cam așa, de ce era de lipit pe
pentru tot absolut, pentru trip și pentru musculița albă. Fiecare cu culoarea ei are. Acolo în bază mai ce? Ai sfori sau ce ai acolo? Mai asta în casa nu am întrucutit tot așa un sur. Aha, ceala e banda de pe curare, în benzile. Ceala sur. Nu mi chei, dar un sur și subțeric, așa, o fune, nu știu ce. Nu știu. Bun, prieteni, am pus și pomodoro, aceste roșii gigantice. Le-am semănat deja, sunt foarte, foarte multe semințe aici, cred că sunt vreo 500, pe puțin. Și... e bine. Avem și la anul de alea, pomodoro, să vedem cât sunt de gustoase. Scriem aici, pomodoro. Și mai facem una. Bun, prieteni, am revenit a doua zi, din păcate a fost să ploaie și destul de frig afară. Așa că ar vrea o să le duc un pic în casă pentru că turba e foarte, foarte rece și nu prea e indicată, să punem semințele așa. O să le duc în casă ca să se încălzească puțin și după aia o să le semăn acolo. Dar nu cred că o să mai filmez în casă. Aș vrea să vă arăt așa spre final ce semințe ne-au mai rămas de semănat. Și avem aici Sweet Baby. Un soi de roșie, nu cred că e hibrid, dar e un soi, pentru că soiurile ne-au mai rămas. Și sunt foarte multe exotice, habar nu am, am văzut și eu pe la alții și am zis hai să încercăm și noi, tate. Avem aici niște roșii galbene în formă de pară. Soi de roșie sherry timpuriu nedeterminat. Da? Deci avem aici sherry tip pară. Tare, tare curios sunt cum se vor face, dacă se vor face. Mai avem aici încă un soi, Red Zebra. Nu scrie nimic în română pe aici. 75-80 de zile după plantare. Deci are perioada de vegetație. Un alt soi care pare gigantic, Buffalo Son. Ia vezi, toate Buffalo Son. Vom vedea și cum vor fi acestea. Avem aici niște roșii așa, un black tomatoes, da. Sud America, deci de acolo provin. Interesant. Deci chiar așa se cheamă, Tula Black Tomatoes. Mai am aici iară un soi de roșii galbene. Nu știu cum se numește, nu ne scrie, scrie Yellowstone Tomatoes. Da. Curios. Încă un soi aici, Rose Crush. Forță. Iar un soi foarte, foarte interesant. Uitați-vă și voi ce formă are această roșie, care nu se face roșie, se face verzuie. Foarte, foarte interesant, de la Grosel. Chiar stare tare curios. Avem și etichete, vedeți că ne apare. Cele de la Grosel au toate, au toate etichete. O să iau mai multe de la Grosel pe viitor. Încă un soi de roșii sherry galbene. Forță, roșii sherry galbene. Și bineînțeles, încă un soi de sherry Sherola F1. Asta e un hibrid. Da. Dar mai rămas destul de multe și mai am câteva, doar că nu mai alea le-am pus deoparte pentru că deja sunt prea multe. Deci o să-mi rămână 200 care o să trească să le pun afară, nu în solar, pentru că nu o să-mi intre aici. Am pus extrem de multe. Acum să vedem cât germinează. Eu am pus, mai multe, că o să fie și pierde mai mult ca sigur. De-aia am pus mai multe. Da. O să mergem să le semănăm în casă. Nu cred că o să mai filmez. Am umplut aici arjolul. O să le duc în casă. Le voi lăsa câteva ore. Pentru că turba e foarte rece. A fost destul de frig azi noapte. Și acum plouă. Deci o vreme foarte, foarte închisă. A început să ploaie și... La mine aici și pe domnul. Pisicuța mea! Pisicuța! Uiuiuiuiuia! Picicuța lui Mojo. Da, prieteni, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați dați un like, un subscribe și un share și noi ne auzim data viitoare când vor răsări plântuțele noastre să vă arăt ce procentaj vom avea la germinare. Tare, tare curios sunt și eu. Să vedem în cât timp vor germina. Sper că în 7-8 zile le vom avea acolo în forță. Doamne ajută, toate cele bune. Pa, pa!